chiar acum. Condițiile pentru cei patru colegi, respectiv doamna Andronescu, domnul Băniciu, amândoi pentru funcția de președinte executiv, domnul Cătălin Rădulescu pentru funcția de vicepreședinte pe regiunea Sud și domnul Codrin Ștefănescu pentru funcția de secretar general. Deci avem 24 de candidați aprobați. Toți cei care și-au depus, care și-au exprimat dorința să candideze, vor candida mâine. Vor fi trecuți pe buletinele de vot. De ce nu au mai fost puse criterii? Am aprobat de asemenea prin propunere de modificare la statut. De asemenea, organizarea și desfășurarea congresului de mâine. S-a stabilit președintele Comisiei de numărare a voturilor. S-a stabilit cine putea să fie, domnul Manda. S-a stabilit, eram ieșit, nu știu cine l-a propus. S-au stabilit de asemenea, m-ați întrerupt, au solicitat și s-a aprobat instantaneu să fie observatori din partea candidaților care candidează la funcțiile naționale. Erau stabiliți câte doi. Mi-am făcut propunerea să li se aprobe cel puțin câte unul pe regiune, doar să fie membri de partid și delegați la congres, ca să nu vină din afara partidului. Și cam asta a fost deciziile importante. Nemulțumiți ce v-au transmis? Păi n-am văzut nemulțumiți acolo. Legatea numărul observatorilor, nu au fost nemulțumiți? Nu, la un moment dat propusese cineva să fie fiecare candidat la cele naționale să aibă câte 30 de observatori la Comisia de numărare a voturilor. Li s-a transmis că sunt deja 132 în Comisia de numărare a voturilor și dacă mai sunt încă 100, nu vom găsi o sală la sala Palatului să se poată număra voturile cu asta și... De unde temerea pentru fraudarea votului? Nu știu, întreba, eu n-am temere. Nu știu, era la o televiziune și n-am putut să vorbim cu dumnealui, chiar nu știm asta. Având în vedere că ați acceptat... Da, domnul Daniel Fulea și-a atras candidatura, a explicat, o să vă explice dumnealui, a explicat că, am aflat și noi acum, că pentru a rămâne armonie în organizație la București, dar să vă spună dumnealui, nu sunt. Vă știu președinte, vor fi invitați la acest congres? Așa, vreau să mai fac un anunț. I-am spus domnului Bădălău, după congres o să convocăm Consiliul Național și eu o să-l propun ca președinte al Consiliului Național al PSD. Dar având în vedere că ați acceptat niște candidaturi, astăzi mai este corect față de celelalte regiuni care au respectat totuși regulile alese în CEX? Deci, regulile stabilite. Nu e bine, nici așa înțeleg. Deci așa a aprobat CEX-ul. La sediul partidului care erau nemulțumiți că nu se supune la vot și candidatura dumneavoastră și mandatul dumneavoastră, că nu sunt alegeri de sus până jos, că partidul a picat în sondaje și că poate e o problemă la vârf. Nu a picat, a ieșit din sondaje. PSD-ul nu mai e nici în sondaje. Dacă aveam congresul săptămâna viitoare, cred că eram cu minus. Astăzi au mai spus, v-au mai exprimat aceleași nemulțumiri. Nu. În afară de modificările la statut... Că o să le spun aici, acolo nu. În afară de modificările la statut privind acest mod de alegere al vicepreședinților, ați mai discutat și alte modificări la statut? Da, o să le vedeți. Mandatul dumneavoastră va fi prelungit până la urmă? Mandatul dumneavoastră de președinte va fi prelungit până la urmă? Eu sunt în mandat. Să fie alegeri nu anul viitor, ci în 2000... Și eu sunt în mandat acum, deci nu are să vorbim despre asta. Raportul de țară făcut de Comisia Europeană, l-ați văzut, criticau cei de la Comisie că nu se văd cheltuielile bugetare în infrastructură, în investiții. Da, nu o să discutăm. Mai am o întrebare, foștii președinți de partid vor fi invitați la congres? Dacă nu și-au depus candidaturile, nu candidează. Mai am o întrebare, vă rog. Dacă ați luat în calcul ca Principesa Margareta să fie o variantă de candidatură pentru președinție, ați discutat cumva asta? S-a discutat cumva în interiorul PSD? Nu, categoric. La revedere, o zi bună, ne vedem mâine. PSD acum, s-au liniștit, toți nemulțumiți? O să vedem. Toate candidaturile la Congresul PSD validate sunt. Luăm șansa unor mari personalități, spunea puțin mai devreme, într-un mod ironic, președintele PSD Liviu Dragnea. Până în aceste momente au fost aprobate 23 de dosare, deși numai 19 îndeplinau condițiile de candidatură.